Salut, bucătărași! Astăzi o să te învăț o metodă nouă de a pregăti peștele la care sunt sigur că nu te-ai gândit până acum. Fie că este la cuptor, pe grătar sau prăjit, de fiecare dată mă gândesc cum aș putea să-l îmbunătățesc. Ai nevoie de un filet de pește, fără oase și piele. Eu am ales un shallow. Apoi ai nevoie de o linguriță de boia dulce, 100 de grame de făină, 2 ouă, ulei pentru prăjit, freșul de la o lămâie și pentru a-i crea peștelui o crustă delicioasă, 100 de grame de parmezan ras și covrigei sărați. Trebuie să mă crezi pe cuvânt când îți spun că acest preparat dă dependență. O să ajungi să îndrăgești acest snack la fel de mult ca mine. Taie shallow-ul și stropește fiecare bucată cu freșul de lămâie. Într-un blender, pune covrigeii și parmezanul și macină-le. Ideea de bază este să nu le faci pudră, lasă-le puțin mai mari. Pune apoi amestecul pe o farfurie. Amestecă făina cu boia. Bate cele două ouă cu o furculiță sau cu un tel. Trece prima dată bucățile de pește prin făină și boia, apoi prin ou și prin amestecul de covrigei și parmezan. Încinge uleiul într-o tigaie și când este gata de prăjit, pune bucățile de pește înăuntru. Prăjește-le pe ambele părți până capăt o nuanță aurie. Scoate-le pe o farfurie cu șervețele pentru a absorbi uleiul în exces. Servește-le alături de cartofi prăjiți sau chipsuri, lângă un sos tartar, alioli sau chiar un sos sweet chili. Poți oricând să-mi urmezi exemplul și să-i servești cu o dulceață de ardei iuți. Poți oricând să faci lucruri minunate și totodată simple în bucătărie. Nu trebuie să-ți fie frică să experimentezi. Doar așa s-au descoperit cele mai de seamă lucruri, nu? Dacă ai întrebări sau alte rețete pe care dorești să ți le pregătesc, lasă-mi comentariile tale mai jos. Pa, bucătărași! Până data viitoare, nu uita să te abonezi, să dai like paginii de Facebook sau să mai cotrobăi printre celelalte rețete.